și bine v-am găsit la Prof Online pe exerciții de matematică. Așa, bine ne vedeam. Deci tema pentru acasă, cum ne rog și noi, tema pentru acasă, clasa A, doua. A, suntem în 22. A, 11-2016. Hai, am înțeles că ați pregătit niște probleme. Te rog. Suma a patru numere consecutive este 82. Deci, suma a patru numere consecutive, suma a patru numere consecutive este 42. Patru numere consecutive este 42. 42, da. Da. Aflați numărul. Cum? Ce începi tu să faci acum? Cum? Tu ai început să dai drumul la mintea, să mori și ca pornești. La ce te gândești? Cum gândești? Spune-și prietenilor noștri. Vrei să mergi deodată patru numere consecutive, da? Hai, care sunt acestea? La care le gândești tu? Nu. Am făcut cu 9 și mi-a dat 36. Adică ai plecat la 9, nu? Am plecat la 9. De la 9 și mi-a dat 36. 9, 10, 11 și 12, da? Da. Și ți-a dat 36. Dar tu cu drag cât ai plecat? Stai să văd. Am plecat 9. Nu, câți consecutive. Am înțeles, acum da? Deci suma a 4 numere consecutive este 42. Da. Cum te gândești? Cum gândești? Mă interesează acum să văd cum pornești problema. Cred că nu vrea domnul profesor să ghicești. Nu. Ghicești. Da? Să ne gândim așa să vedem consecutiv. Așa. Mă interesează modul în care îi dai drumul la problema asta. Foarte tare mă interesează. Ia să văd. Tu scrii acum toată povestea asta. Sau acum ai început să lucrezi, da? Cine și gata, am ieșit. Care sunt? Cu 9. De la 9 ai plecat? Da. Deci 9... Am făcut 9 cu 11, 20. 9 plus 10, 12, 12, plus 11 12. Și plus 12, da? Spui că fac... Nu, am făcut 9 cu 11, m-am dat direct. Așa. 20. Și încă 22. Și încă 22 ăștia. Și mi-a dat 42. Dar mă, dacă nu ai fost așa inspirat, să fii la 9. Că eu nu, și n-aș fi încercat așa. Aș fi bușbuit. Pentru că mi-am dat seama, pentru că 9... Dar de ce ai plecat la 3? Nu, pentru că 3 este prea mic. 3 plus 4 plus... De ce nu te-ai dus de la 10 încolo, la 11 încolo? 11, 12, 13? De la 10 încolo, nu. Dar de ce nu mergi la 10? Ce motiv ai să vedem? 10? Pentru că trebuie să termine măcar în 12. În 2? În 2. La unități. Da, dacă facem 11, 12, 13, 14. Deci facem cam mult la unități, da? 11. Și tu ești mulțumit așa de modul ăsta de a fi gândit? Eu nu. De ce? Păi, mama zice că ați cam... Exact, îți dau o altă problemă cu numeri mai mari. 35, nu dă. Deci, să vedem. Hai să ne gândim. Să analizăm cu multă atenție, că dacă ne-ar fi spus suma a patru numere consecutive, face nu știu 300, cât... 300 nu știu cât. N-ai fi mai avut tu șansa să te duci așa pe numele rapid. Acelea. Da? Vezi? Trebuie să gândim altceva, o altă strategie. Hai să că nu știm cu cine pornim, că tot secretul de aici pornește. Nu știm cu cine pornim. Tot secretul am fost foarte rapid. Nu? Deci nu știm cu cine pornim. Dacă numărul ar fi foarte mare, n-am ști cu cine să pornim. Mm-hmm. Și hai să luăm pe ăla cu X. Deci numărul cu care pornim, nu 9, ci să spunem X. Sau unul dintre ele.
da? Primul număr la nota cu X, asta aici. Plus, care ar fi următorul după X consecutiv? 10. Păi nu. X? X și următorul care ar fi? X și un bar în X. X? Deci, dacă X-ul este cel care e primul număr, următorul cât ar fi? X. X plus 1. X plus 1. Nu, că e următorul, e cu plus 1. Care ar fi următorul? Deci, ăsta ar fi, X-ul este primul număr. Apoi, următorul număr este X plus 1. Da. Să-l pun într-o paranteză. Următorul care ar fi după X plus 1? Următorul X plus 2. X plus 2, foarte tare, X plus 2. Și în sfârșit, următorul? X plus 3. X plus 3. X plus 3 egal cu 42. Vezi? Cum am făcut eu? Scrie și tu, te rog. Scrie repede. X, X plus 1, X plus 2, X plus 3. Deci X, X plus 1, X plus 2, X plus 3. Așa. Egal cu 42. Crezi tu că parantezele astea au avut vreun rol important în toată povestea asta? De ce le-am pus eu? Care e motivul pentru care le-am pus? Ca să scădeți? Nu, ca să vedem exact care e al doilea, care e al treilea, să atragem atenția prietenilor noștri că dacă am plecat cu X primul, următorul este X plus 1, următorul este X plus 2. Așa cu 4. Păi 4, nu-s 4 numere? A, bă, da. 4 numere, spus acolo. 4 numere. Da? Și acum putem șterge parantezele astea. Că n-au niciun rost, ele au fost da. Puse. Deci de desubt pot să spun așa. Hai să scriu încă o dată. X plus X plus 1 plus X plus 2 plus X plus 3 este egal cu 42. Da. X, X plus 1, X plus 2, X plus 3. Câți de X am acum? 4 de X. Deci asta s-a scris așa. 4 ori X. 4 ori X. Mai. Era bine să fie notat cu A. Îl așteptiți tot, nu? Puneți punctul și eu. El înțelege da. Că aici este rostul, loc da. De mulțire. Acel care știi tu vei face cât de repede, să folosește punctul mai târziu. Mm. Deci 4 ori X plus cine aici? 1 plus 2 plus 3 cât face? 1 plus 2 plus 3 este egal cu 1 plus 2 plus 3 este egal cu 6. 6. Deci plus 6 e egal cu 42. Și acum, cum rămâne numai 4 plus X dintr-o adunare? 4 ori X de aici cu cine este egal? Veți cădea 42 minus 6. Deci 4 ori X, 4 ori X egal cu 42 minus 6. Și asta înseamnă echivalent 4 ori X egal cu 4 ori X egal cu 42 minus 6 42 minus 6 este egal cu 36. 36. Și 4 ori cât fac 36? Nu? Asta e întrebarea mea acum. 4 ori cât fac 36? Deci de aici rezultă că X-ul ăsta este egal cu 36 împărțit la 4 și care face 9, da? Primul număr este 9. Iată că aici așa este foarte tare, foarte interesant. Da, dar e și mai greu, mai mult. Da, da, dacă ne dădeau o sumă... Sau mă gândesc. Mai bine făceați pe segmente? Luați un segment mic, primul număr. Sigur că al da. Al doilea, foarte bună plus ideea, 1, plus 2. Foarte și al doilea segmentele. Dar la mult mai instructiv așa, da? Da, iată. Asta aici a patra. E mult algebric. Da, el nu știe X, deci, X. Eu trebuia să am inspirații, da. Acele care spui tu, să fi notat așa. Da, primul număr atâta. Un segment. Următorul este cât? Tot un segment. Tot un segment, dar și plus 1. Și unul mic. Unul mic. Plus un 1, da? Plus 1. Următorul cât a să fie? Cât ăsta altul de deasupra? Da. Adică eu pot să viu până aici da, și așa. Pune încă două segmente. Așa, ca să vadă surplusul. 1 și 1.
Vezi, Mariu, exact ce ai zis. X plus 2. Deci, e al doilea, da, a treilea număr. Este X-ul și plus 2. Da. Și în sfârșit, da, următorul. Așa, este 1, 2, 3. 3 unități. 1, 1, 1. Și acum să vedem că tu știi, Mariu, să faci din astea. Cum faci? Da? Și tu acum repede spui, ia să scad eu suma 4, nu știu cât este. Știi? 42. Așa. Da, schimbă asta, că mă enervează. Da? Suma toată este 42. Și acum... Da. Tu nu stai pe gânduri și vezi surplusul. Da? Vedem surplus. Hai să notăm cu galben surplusul. Da. Deci el da, vede deja surplusul 6. Așa. Și atunci... 42 minus 6. Da. Egal cu 36, că ai și făcut. Okay. Și acum 36 înseamnă câte segmente? Câte segmente? 4. Da? 36 împărțit la... Iată, cele... 4 segmente, da? Cele 4 segmente fac, după ce am scăzut surplusul, 36. Și acum, ca să găsim un singur segment, iată 36 îl împărțim în 4 părți egale și sigur ne dă 9. Și atunci, primul număr este 9. Da? Primul număr este 9. Al doilea număr este... Al doilea număr este 10. Da. Al treilea număr este 11. Da. Și al patrulea număr este? Al treilea număr este 11. Da. Da. Și al patrulea? Al patrulea Este egal cu 12. Așa. Mi se pare că... Deci avem trei variante. Da. Prima lui pe ghicite. Da, prima pe ghicite. Și asta nu poate fi luat în seamă. Da. Trebuie să fie luat în seamă. Pentru că el a spus, dacă mă duc mai mult... Dacă mă duc mai mult, depășesc. Dacă iau mai puțin, nu ajung. Da. Dacă pleca la 8, nu ajungea. Uh-huh. Iar dacă pleca... Dar trebuie la redactare să spun așa. Plec la 8. Și zice 8 plus 9 plus 10 plus 11, nu mai dă 42. Mai mult, dacă mă duc după 10? Ba da, 41. 41. Cum? Da, 41, cu numai puțin. Deci e clar că în condițiile astea, de ce 41? Nu cred că dă. Dacă pleci la așa 8, chiar poți să spui, dacă pleci de la 8 cât dă, dacă spui chestia asta cât îți dă suma, sunt cel mai tare, cel mai bucuros. Deci 8 plus 9 plus 10. Nu, fără să calculezi. Te gândești. Deci, fără să calculezi. 48. 48, da? 48, sigur. Dacă ai plecat la mai mic, se dă 48? Păi primul cât o pierdut? O pierdut? 38. Ai, asta e. Primul pierde pe 1. Al doilea pierde încă un 1. Următorul pierde încă un 1. Următorul pierde încă 1. Și atunci din 42 scădem cei 4, cele 4 unități, face 38. Asta vreau de la tine. Deci când te-am întrebat 8, cât face, fără să-mi spui. Asta era poanta. Că scădem un 1, scădem un 1, scădem un 1, scădem un 1, din 42 scădem cei 4 și deci face 38. Dar dacă plecai de la 10, cât ar fi fost? Dacă ai fi plecat. Deci, de la 8, 11, 12, 3. Așa, 8, 9 plus 10 plus 11 mi-a dat 38. Dar dacă plecai la 11 plus 12 plus 13 și plus 14. Adică nu, 10, 11, 12 și 13. Cât ar fi dat? Dar deodată, fără să spui, fără să faci calcul. Știi că de la 46. 46 asta era.
46, că la 42 mi-a dat la 4. Cât e unul, fiecare cât am făcut, plus... am făcut o lecție de muncă. Da? Am făcut 3 plus 2, 5. Și că încă unul 6. 3, 6. Mai degrabă nu spuneam. Păi nu, asta... Eu asta, eu altceva am vrut să spun. Uite, păi și asta e calculare cum ați făcut dumneavoastră. Deci ai dreptate, dar eu vreau să spun așa. Când mi-a zis 10 plus 11 plus 12 plus 13 și tu te uitai repede. Când au fost la 9, era 42 și acum fiindcă mai câștigat 4, iarăși cu 4. Face 46. Dar acum să spui deodată. 11 plus 12 plus 13 plus 14. Cât fac deodată? 50. Cum ai făcut? Am dat egal la 46, 4. Asta, mă, asta vreau. 4. Da? Dar dacă ai fi plecat, deci 50 face. Dar dacă ai fi plecat de la 13 plus 14 plus 15 plus 54. 16. Plus 16. 54. 54. Ia uite-te, mai atent. Deci când ai plecat la 11 și ți-o dat 50, când pleci la 13... Păi nu, eu am plecat la 12, domn profesor. Am plecat de la 1... De la 13. De la 13 am plecat. 58. De 2 de 4. De 2 ori 4. 58. Dar dacă ar fi plecat de la 15 plus 16 plus 17 plus 18... 66. 66, da? Sigur, mă? Sigur, da? Sigur! Adică la 58 aici ai mai dat un 8. Da, mai dat un 8. Un 8. Te vede diferența? Asta! Asta e șmecherea la care eu am vrut să... 50 și cât? 60. 66. Dar dacă plecam la 7, plus 8, plus 9, plus 10, cât ar fi dat? 7 plus 8 plus 9 plus 10. 34. Corect. Făcea 34 s-au uitat aici. Și a fost 38. Am văzut cu 7, m-am uitat repede la calcule. Sigur că da, sigur că da. 34. Da? Deci asta, asta sunt chestiuni de finețe pe care vreau să le simți când ne aflăm negășițiu. Ne întoarcem în negășițiu și să vedem încă o dată. Deci aici a fost suma, pat. Ce a vrut autorul? A vrut să vadă dacă știm ce înseamnă numere consecutive. Adică unul după altul. Scrierea asta, hai să spun, a fost cea mai proastă inspirație a mea. Da. Deci, cu adevărat, la nivelul lor, ideea de ghicire a fost mai interesantă decât ideea cu x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Algebric. Este algebric și este peste posibilitățile lui. Da. Deci, iată, profesorul din mine n-a fost acasă aici. Deci, de aceea, sus. Da, de aceea trebuie să fim foarte atenți când lucrăm cu ei. Varianta cea mai bună este pe segmente. Dar ce ai scris algebra acolo. Algebra ca la clasa 6. Da, 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 da. Hai să dăm o sumă mai mare. Da, am eu una. Te rog. Poți să înțelegi? Te rog. Asta, asta va fi suma a patru numere. Consecutive? Nu. Suma a patru numere, da? Sau vreți tot cu consecutive? Nu, 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 nu. Bă, da, vreți cu tot așa? Da, să fie mare. Da. Un 4 sau 5 numere, nu mă interesează. Suma a 4 numere consecutive este 106. Deci sau suma a 4 numere consecutive 106. Pregătisim altceva, dar nu acolo, da. Suma a 4 numere 106. Consecutive. Da, consecutive. Mai este 106. Deci suma a 4 numere consecutive este 106. Cum merge? Cum gândim? Care sunt numele? Atâta? Atâta. Deci cum am avut eu, da, nu. Acum, acum vezi? Algebra nu. Vezi? Vezi? Segmente vrem. Vezi că ghicitul acum nu prea merge. Vezi? Vezi? Deci ghicitul nu-ți mai merge. Segmente și faceți imediat problema. Adică, cum o să zicem? Pe segmente îmi sugerează mama. Adică ce-o spune? Primul număr este ăsta. Hai, pornim. S-am putut să ghicim? Vrei să ghicești? Nu iese, nu iese. Cred că pot să ghicesc. Nu, nu mese, nu mese. Hai, hai te rog să facem așa. Deci primul număr este atâta. Da. Următorul.
cât ar fi, cât el, dar îi mai punem un 1 în capăt. Cu galben, da? Plus 1. Următorul număr este cât cel dinainte, dar punem 2 acum. Corect. Da? 1 și încă 1. 1, 1. Următorul, al patrulea, este cât cel dinainte, dar pus 3 acum. Deci plus 1, plus 1, plus 1. 1, 1, 1. În total... 106. 106. Suma lor, așa, toate adunate, 106. Spune-mi. Idei? Surplusul cât este? M-am avut dinainte. Tot 6. Tot 6 este. Corect. Da? Surplusul tot 6 este. Așa din 100... Egal cu 100. 106 cădem. Patru segmente trebuie să împarte la 100. Așa. Deci cele 4 segmente, astea cu roșu, egale, 100 trebuie să împarte exact în 4. Oare cât să fie pentru fiecare? Deci asta face 100, da? Gata. Cât? 25. 25 face, da? Așadar, primul număr. Primul număr. Primul număr este, deci, egal cu 100. 100 nu, x este... egal 25. Așa, primul număr, da? X, cum zici tu, x 100 împărțit la 4 egal cu 25. Atunci ai zis că primul număr este 25. Al doilea număr? 26. 26. Al treilea număr? 28. 28. Nu, 27. 27, da. Și al patrulea număr? 28. 28. Te rog acum să-mi spui, noi putem compune un exercițiu? Hai, cu patru numere. Dar fără consecutive. Nu consecutive, ideea de consecutive. Consecutive. Hai să compunem acum, dacă am înțeles problema. Știi cum a făcut autorul? Bănuiești tu cum a făcut problema asta? Poți să dau eu mă cu identice. Cum identice? Numerele să fie egale toate? Da. Așa e prea ușoară. Suma a 4 numere este 200. Consecutive. Nu, suma a 4 numere consecutive este? Este... 200... Cât? 200... Cât adunai la fiecare? 204! Nu, evident! 206! Asta era! 200 cât ți-ai fixat tu? Da. Păi înseamnă că un număr este egal cu... Primul număr este? 35! Nu cred! Sau... Sau... 45! Nu cred! Păi 200 să împarți în 4, cât este? Gata, că împarți pe 200 în 4. 52. Primul număr? 52. Nu cred. Hai, analizează. 48. 100 împărțit la 4 face 25. Da. Și 200 împărțit la 4? 45. Când împarți 200. Când împarți 200 la 4, înseamnă prima sută s-o dai în două și cealaltă sută în două. 25 de 4 ori. Deci 25 într-o sută. Și în cealaltă 25 și în cealaltă sută iar 25. Uh-huh. Și cât da. Faci atunci? 200. Păi 200 împărțit la 4. 200 împărțit la 4. Cât împărți egale? Cât e ok? Egal e 50. 50. Păi asta mai era. 50. Dar a spus, nu e identice. Păi nu, că a dat 206. Ca să meargă problema, a zis 206. Peste 200, am mai pus 6 la. Și atunci primul este 50, următorul e 52. 1. 51. Crește cu 1. Da, și după aia nu ne mai... 52 și cum 53. Și dacă le avem 50 plus 51 plus 52 plus 53, fac 206. Mai vedem încă o dată, mai propune doar... Puteți să mai identice. Păi, de acolo se pleacă de la identice și pe urmă pui 6.
I-a zis suma. Identice. Păi nu asta este ideea. Ba da, dar nu mai cunoști. Păi da, 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 ca să fii frumos, mă. A, bine, ca să fii frumos. 5 numere. 5 numere. Asta pasă la întâmplare. Bun, dar 5 numere, atenție, când ne pui într-o situație de... 5 numere identice. Cât? Suma 5 numere identice? Este egal cu 500. 500. Cât este fiecare? Da. E, cât? 100. 100. Simplă. Nu, suma 10 numere este 206. Suma 10 numere, 10 numere de care? Identice. Suma 10 numere identice este 206. Ia să vedem. Nu, suma 6 numere. Păi nu ne jucăm așa, hai să vedem. A 6 numere, da. Suma 6 numere este 206. Și ele sunt egale? Da. Se împarte 206 la 6? Nu cred. Păi vezi, nu poți să dai așa. 16. Nu, hai să ne organizăm un pic. Nu dăm drumul la tot felul de discuții. Trebuie să ducem una la capăt. Deci, Davide, tu, Davide, Mario, uite ce am vrut eu să se comunică. Că autorul când o compune greșițiu, el își ia suma celor egale, 4 egale, da. Și el și-a zis 25, de 4 ori 25 a făcut 100 și mai adaug la ideea că sunt consecutive 6 la 6. Acum mai fac. Ia să vedem. Compun eu. Compun, te rog, acum. Dar pe asta cu 4 numere consecutive. Zi. Vă spun direct rezultatul. Uite, dar eu acum stau aici, păi, sunt în pauză, sunt bine. Copiii, tu urmărești și nu înțeleg nimic. Deci noi trebuie să colaborăm tot timpul. Da. Dacă pune câte 35... Câte 35 ai vrut să pui, da? 35 plus 35 plus 35, de 4 ori. Dar de ce să muncești cu să le adune așa? 35 140 în total. Ori 4. Corect. 4 ori 5, 20, 4 ori 3, 12, 146. 146. Corect. Suma 4 numere consecutive, abia acum am înțeles. 146. Deci suma 4 numere consecutive este 146. Da. Da? Și ai pus 6 la... Nu identice. Nu poate să fie identice. 140 pentru identice, dar consecutive îi face să fie diferite. Și asta te așează pe tine în varianta în care primul număr cât este? 29. Nu cred. 31. Nu, mai. Deci e 35 exact. 35. Primul număr este 35. Al doilea cât este? 36. Așa. 37 și 38. 7 și 38. Mai vreau să mă convingi că ai înțeles bine problema asta, pentru că abia când ajunge să compunem probleme, înseamnă că am înțeles mecanismul foarte bine. Te rog să spui suma a altor 4 numere consecutive și cum gândești tu cu lise. Spune-le prietenilor noștri așa. Eu îmi iau, spune, îmi iau... 11. Care sunt? 11. De 4 ori cât face? 11 ori 4, 44. 44. Plus 6, 50. Suma, așa e o formulă, suma a 4 numere consecutive este 50. 50. Da? Suma a 4 numere consecutive este 50. 50. Adică primul număr plus al doilea, plus al treilea, da, plus al patrulea, egal cu 50. Care sunt numerele consecutive? Și răspunsul corect este că primul este 11, al doilea 12, 13, 14, 14 și sigur face 50. Am făcut. Dar cum ai gândit-o? Ai zis 11 de 4 ori. Nu. Așa am gândit. Am gândit așa, numai că acum dacă vrem să calculăm, da, o face așa. 11 plus 13 îmi dă 24. Așa. Și cu 4, 38.
Nu și cu 12, 50. Dar nu calcul în sine, ci tehnica prin care compune mai greșitele mai interesant. Am spus 19, mereu cu 11, pentru că orice, dau ori, ori 4, 11, ori 5, 55. Deci ori 4, 44. Adică am două să schimb cu cei mulți. Plusul de 6. Așa. Dar dacă ai plecat cu 11, 5 numere consecutive, văd cum construiești tu acum, 5 numere consecutive, foarte tare este problema. 65. Deci 11 ori 5. 50. Deci 65, domn profesor. Da? Fac 55. 5 plus cât? Plus cât? Că-s 5 numere. Când au fost 4, am adunat... Cât? 4. La 4. Când au fost 4 numere consecutive, am adunat 6. Că a fost 1. Acum adunăm 7. Adunăm, nu cred că 7. Că următorul 10. Care... 10. Următorul care ar veni... 10. Cred că ai dreptate. 1, pentru că 3. Și după 4. 4. Și 6 și 4. 10. Așa e. Vezi, asta mi-e place foarte tare. Deci plus 10 la acela, și atunci suma care îi, pentru 5 numere consecutive, înseamnă 65, da? Da. 5 numere consecutive, adică prim, plus al 2-lea, așa spus eu, plus al 3-lea, plus al 4-lea, plus al 5-lea, este egal cu 65. Și care sunt numerele? Primul număr este 11, 12, 13, 14, 15. Plus 12, plus 13, plus 14, plus 15, plus 15 și egal cu 65. Suma 6 numere consecutive. Construiește tot o problemă. Suma 6 numere consecutive este cât și construiește problema. Cât a 11? Da, da, cu 11 cum vrei tu. Cu câte? 6 numere consecutive. Acum să fac chitaiet. Ia, dar și vorbește. Am o problemă foarte frumoasă. Dar acum vorbește și prietenilor ăștia. Iată cum am să gândesc eu. La 10 am adăugat încă 5. Deci, când am adăugat încă 5, 4 ai adăugat. Când am adăugat încă, când am făcut câte 5 numere, surplus era de 10. Și acum adăugăm încă un 5. Așa, la 10 acela îi mai adaugi un 15. Și vreau să încep cu 10. Și acum 10 cu 10 ori 6. 10 ori 6, 60. Și 60 plus... 15, 75. Păi asta e frumos. Acum ai înțeles bine. Vă să zic că suma a 6 numere consecutive este de suma a 6 numere consecutive, adică primul, hai să spunem a 1, plus a 2, plus a 3, nu știu, plus a 4, plus a 5 și plus a 6, da? Număr, este, ai zis că? Este al cu 65. Cu 10. Cu 10, cu 10. 10 ori 6, 60. 75. 75, sigur că 60. 75, să le spunem prietenilor că este vorba de 10. A, egal, cu 10. 11. 12. Plus 13. Plus 14. Plus 15. Plus 16. Deci era atâta. 2, 4, 6. Da, și face 75, n-am decât să provin cu prietenii ăștia. Mai ultima problemă care mi-o compui acum și mai convins că lucrurile stau foarte clar, suma 7 numere consecutive este 7 numere consecutive. 81. 81. Hai să vedem mai cum ai plecat. Așa.